Salutare și bine v-am găsit! Palatul Ishaq Pasha este un palat și un complex administrativ semiruinat situat în districtul Dogu Beyazit din provincia Agri din estul Turciei. Palatul Ishaq Pasha este un palat din perioada otomană, a cărui construcție a fost începută în 1685 de către beiul provinciei Beyazit. Este unul dintre puținele exemple de palate istorice turcești care au supraviețuit. Palatul a fost ilustrat pe reversul bagnotei turcești de 100 de lire noi din 2005-2009. Construcția palatului a început în 1685 și a continuat timp de decenii. Construcția a fost continuată de Ishaq Pasha, un descendent al lui Abdi Pasha, care avea să dea numele palatului și a devenit pașă între 1790 și 1791. Palatul a fost afectat de un cutremur în 1840 și a fost abandonat pentru o perioadă, dar a fost parțial restaurat în următorii 20 de ani. A fost din nou avariat în timpul războiului ruso-turc 1877-1878. Structura a fost folosită ulterior de ruși și în timpul primului război mondial, când a fost avariată de focuri de armă. Ulterior, palatul a fost folosit ca centru administrativ pentru zonă, iar mai târziu ca fort militar până în 1937. Pagube suplimentare au fost cauzate mai târziu, când piatra din clădire a fost luată pentru a fi folosită la construirea de noi case. În 2000, palatul a fost adăugat la lista UNESCO a siturilor din patrimoniul mondial. În timpul unei restaurări din 2004, au fost descoperite probleme structurale majore, care nu au fost reparate complet. În timpul unei restaurări ulterioare a fost adăugat un acoperiș nou, precum și un adăpost pentru unele părți ale palatului realizat din lemn și sticlă. Firește, acest lucru a schimbat caracterul istoric al palatului. O altă restaurare a început în 2011.